Bună seara și bine v-am găsit la finala FameLab România 2021, cea mai mare competiție de comunicare în știință organizată de British Council și Cheltenham Science Festival la nivel global. A ajuns acum la ultima etapă pe România, în care 11 tineri comunicatori în știință vor concura astăzi pentru titlul de campion FameLab România 2021. Cei 11 tineri concurenți vor avea 3 minute la dispoziție ca să convingă juriul și pe dumneavoastră, pe urmăritori, printr-o prezentare care are claritate, carismă și conținut științific pe un subiect din știință la alegerea lor. Ei vor fi evaluați de un juriu și câștigătorul FameLab România va merge mai departe în finala internațională organizată în toamna acestui an, alături de concurenți din peste 25 de țări din întreaga lume. Am plăcerea să-l am în seara asta alături de noi pe Nigel Bellingham, directorul British Council România, pe care o să-l las să ne povestească un pic mai mult despre istoria și rolul FameLab. Nigel? Good evening. I make no apologies for speaking in English because English is the language of research. So these are the only words of English that you'll hear this evening, but it's a great pleasure to welcome you all. It's also very intimidating for me. I have to set the tone for this evening by speaking for no more than 3 minutes and being witty, captivating, fascinating, and that's so difficult to do. I should do it as badly as I possibly can, so you all know that the bar is set low and you're going to be far better than me during the evening, and I'm sure you will be. But I just wanted to say a few things. First of all, we have a very distinguished panel of judges this evening who I'd like to welcome and thank you. Thanks for giving us their time. It's a great honour to have you with us, so thank you so much. We've also got representatives of numerous partners that who helped us make FameLab this year such a success. So it's great to welcome you and thank you for your support. And I'll name you all, I think, in my thank yous at the end of the event. And of course, we have all our participants, both the participants that are around the screen as I speak now, but also that hopefully are listening in who took part in all of our regional heats. It's great that we had so many people from around Romania taking part in this year's FameLab. And I think what I would just say is that it's a happy coincidence, I think, that today is the day the British Council launches its programme for COP26 called the Climate Connection. And I think two of the biggest challenges we are facing and have faced over the last year are helping us address the challenge of climate change and helping us address the challenge that the COVID-19 pandemic has brought us. And you all know there are people who deny that these things are challenges. And I'm reminded of the words, how come the devil has all the best music? The deniers often are very, very convincing and very credible and plausible in the way they speak. So the challenge for us who are not deniers, I hope none of you are deniers, is that you can compete against those people by being even more credible, captivating, plausible, and presenting your message, your science know-how with real conviction and passion. And I look forward to listening to you doing that in the rest of this evening. I wish all of you good luck, both for this competition, but also in your future as researchers and in your future as communicators of science and the way that science can help us address all the challenges that we face. So thanks again for taking part. Thanks to all our judges and all our partners. And I'm really looking forward to hearing your presentations. And I hope that was no more than 3 minutes. Back to you, Sonia. Thank you, Nigel. Yes, we're also looking forward to the speeches, but I can switch back to Romanian now. Așteptăm cu nerăbdare și noi să auzim cele 11 prezentări ale finaliștilor. FameLab este, așa cum ziceam la început, este cea mai mare competiție globală de comunicare a științei, organizată în peste 20 de țări și cu o rețea de peste 10.000 de studenți, cercetători sau profesioniști în discipline STEM, care sunt prezenți în universități, organizații sau centre de cercetare din întreaga lume.
Ce urmărește FameLab este să le ofere o voce pe scena globală studenților și profesioniștilor în știință care pot comunica munca lor către publicul larg, pentru a promova astfel înțelegerea și susținerea cercetării și a reduce decalajele în educația științifică. Aceasta a 12-a ediție a competiției FameLab în România, tocmai în acest context, se desfășoară sub sloganul Science for a Better Future, știința pentru un viitor mai bun, și își dorește să aducă în prim plan și rolul esențial pe care descoperirile științifice și dezvoltările tehnologice îl au în rezolvarea unor probleme majore ale lumii noastre, de la provocări medicale la schimbări climatice. Cei 11 concurenți FameLab vor avea la dispoziție doar 3 minute fiecare pentru a vă fascina pe dumneavoastră, pe privitori și pe juriu cu prezentarea unui subiect de științific la alegere, fără a se folosi de prezentări tip PowerPoint sau de orice alte resurse ajutătoare. Prezentarea lor trebuie să fie distractivă, originală, să aibă rigurozitate științifică și să capteze atenția unui public neavizat, să ne facă pe toți să ne îndrăgostim de știință. Prezentările celor 11 participanți vor fi evaluate în baza a 3 criterii: conținut, claritate și carismă, de către juriul pe care ne bucurăm să îl avem în seara asta alături de noi. Domnul Raedra Arafat, secretar de stat și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne. Bună seara, domnule Arafat! Bună seara și mulțumesc, sunt onorat să fiu alături de voi astăzi. Le urez succes tuturor candidaților. Sunt convins că dacă au ajuns la această fază, toți merită în final să fie câștigător. O să vedem prezentările și fără știință n-am fi putut să facem nimic nici în timpul pandemiei. Deci știința este extrem de importantă și implicarea în cercetare și în dezvoltare științifică este extrem de importantă. Așa că asta este o competiție foarte importantă pentru încurajarea tinerilor că să se dezvolte și să vină cu aspectele de dezvoltare științifică și să gândească științific. Gândiți-vă că acum un an aveam o pandemie care nu știam ce facem cu ea și acum avem vaccin, mai multe tipuri, diferite tehnologii și asta totul e datorită științei. Așa că, încă o dată, succes în prezentări, succes în activitatea voastră și în următoarele minute care o să stăm împreună. Sper că o să fim cât mai impresionați și cât mai corecți în alegerea câștigătorilor. Mulțumesc! Mulțumim! Alături de noi în această seară avem și pe domnul Cristian Presură, cercetător... Pe domnul Cristian Presură, cercetător principal la Philips Research și autor de cărți și resurse de popularizare a științei. Bună seara, domnule Presură! Mulțumesc pentru invitație. Mă uit la fețele participanților și mă întreb dacă au emoții. I-aș ruga să nu aibă emoții. Gândiți-vă că sunteți acasă, că sunteți cu prietenii, cu frații și vreți să spuneți o poveste faină. Și abia așteptați să ne spune. Așa suntem și noi acum. Ca niște copii suntem acasă, așteptăm să ne spuneți o poveste faină. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Presură. Tot în juriul din această seară este și doamna Corina Sass, profesoară la University of Lancaster din Marea Britanie, cu activitate de predare și cercetare în domeniul interacțiunii dintre om și calculator. Bună seara, doamna Sass! Bună seara, Sonia! Bună seara tuturor! I will switch to English now. I haven't spoken Romanian for a while. It's a real pleasure to be here today, and as Christian has mentioned, I really like to encourage you to make your presentation with a lot of confidence, because I'm very sure that you are very well prepared, you are all reached this final stage, and I'm really looking forward to a fascinating evening where science really starts to shine. Science communication is increasingly a topic in academic discourse about science accountability and really giving back to the public something that we gain from them. Lots of research is funded by public funding. And I think it's fantastic to see so much enthusiasm and so much excitement in the Romanian landscape. I'm really excited to see the presentation today. Thank you. Mulțumim și noi așteptăm cu nerăbdare.
Și last but not least, alături de noi este în această seară în juriu FameLab România și domnul Emil Toescu, cadru asociat la Universitatea din Birmingham, din Marea Britanie, și la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Vespu, din Ungaria. Este de asemenea consultant pe programe de știință și artă. Bună seara, domnule Toescu! Bună seara tuturor, și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și adevărul este că sunt atât de nerăbdător să îi aud pe tinerii concurenți prezentând lucrările lor. Vreau să-i văd în acțiune și mai ales prin faptul că m-am uitat la titluri și titlurile acoperă o zonă atât de largă, trecând prin o mulțime de perspective și biomedicina, care e foarte bine reprezentată, și puțin din computing și puțin din fizică și chimie. Deci de-abia aștept să văd care vor fi prezentările. Și cum spuneau și ceilalți membri ai juriului, importanța științei este extraordinar de mare și această pandemie a demonstrat fără doar și poate cât de importantă este nu numai știința, așa cum spunea domnul Arafat, care ne-a adus o mulțime de ajutoare în domeniul pandemiei, însă foarte importantă este și comunicarea științei, pentru că știm foarte bine că în unele zone ale societății există rezistență în legătură cu vaccinarea, în legătură cu valoarea științei, tot felul de idei despre comploturi ale științei și așa mai departe. Deci comunicarea știință este un lucru foarte, foarte important. Și de aia sunt curios să văd modul în care fiecare dintre voi a reușit să balanceze conținutul științific împreună cu modalitatea de prezentare și convingerea și carisma, care va fi unul din punctele de notat pentru voi. Deci, mult succes și de-abia aștept să vă văd în acțiune. Mulțumim și mulțumim tuturor membrilor juriului că sunt alături de noi pentru finala FameLab România din această seară. Așa cum ziceam, în această seară se va decide câștigătorul FameLab România, cel care va reprezenta sau cel sau cea care va reprezenta România în finala internațională a competiției de comunicare în știință FameLab, derulată la nivel global de British Council și Cheltenham Science Festival. FameLab România este organizat cu sprijin de British Council, cu sprijinul partenerilor naționali. Câștigătorul premiului întâi, așa cum ziceam, va merge mai departe în competiția internațională, iar câștigătorii premiilor locurilor 2 și 3, precum și alții participanți care se remarcă prin discursurile lor, vor beneficia în această competiție de o serie de premii oferite de partenerii FameLab România. Premiile speciale din cadrul competițiilor vor fi premiul Știința pentru Societate, acordat de Universitatea Alexandru Iman Cuza din Iași, un premiu special din partea Academiei Române, premiul Știința la Feminin oferit de Uniunea Sor Optimist Internațional România, premiul din partea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, premiul special al Universității Politehnica din București, iar premiile pentru locurile 3, 2 și 1 vor fi oferite de partenerii de la Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth, Asociația Ad Astra și Universitatea Politehnică Timișoara. Acum așteptăm cu nerăbdare să auzim discursurile și prezentările celor 11 finaliști. Participanții, pe lângă premiile oferite de partenerii menționați în categoriile premiilor speciale, competiția este susținută și de editura Humanitas, parteneri de tradiție ai FameLab România, care au sprijinit participanții și în etapele regionale și în această finală cu premii din colecția specială de știință. Va mai exista un premiu important, premiul publicului. Premiul publicului nu va fi anunțat în această seară, ci se va deschide în această seară și vă invităm să votați finalistul preferat până pe 30 iunie pe britishcouncil.ro/famelab. Puteți intra acolo și să alegeți prezentarea care v-a impresionat cel mai mult din finala din această seară și care va beneficia și de un premiu oferit tot de Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth. Without further ado, să invităm pe scenă pe concurenții FameLab România 2021. Prima prezentare din această seară va fi a Giuliei Angheluță.
Julia este studentă în anul 3 la medicină generală la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Pornită cu avânt către neurochirurgie, ea rătăcește temporar în universul microscopic al corpului uman în laboratorul de patologie ultrastructurală și bioimagistică al Institutului Național Victor Babeș. Evadează des în universul artistic, unde cântă, pictează și își reîncarcă bateriile înainte de sesiune. Julia ne va vorbi în această seară despre vaccinul împotriva SARS-CoV-2, parcursul mRNA în corpul uman. Julia? Bună seara! Haideți să începem cu o mică călătorie în timp. Suntem în anii 90, suntem martori la cele mai importante evenimente științifice. Se lansează telescopul spațial Hubble, revoluționând astronomia. Se face prima fertilizare in vitro. Apare conceptul de World Wide Web. Se construiește și se lansează stația spațială internațională. Și nu în ultimul rând, Michael Jackson vine în România. Dar ceva scapă acestor evenimente importante. Ceva care 30 de ani mai târziu avea să revoluționeze o pandemie. Catalina Carico, în acea perioadă, o tânără femeie om de știință, a înțeles că putem folosi RNA-urile mesagere să schimbăm comportamentul unor celule. Ceea ce este fascinant la aceste vaccinuri este modalitatea prin care RNA-urile mesagere ajung la nivelul celulelor din organismul uman. Ei bine, aceste RNA-uri sunt îmbrăcate în niște haine, în niște învelișuri grăsoase, lipidice. La Institutul Victor Babeș am avut curiozitatea să vizualizăm aceste învelișuri lipidice cu ajutorul microscopului electronic și am observat structura specifică de cochilie de melc, în spirala căruia se află RNA-urile mesagere. Din păcate, pentru o populație cam mare, nu am găsit niciun chip. Ceea ce se întâmplă după injectare este că aceste particule pot urma trei căi. Odată se pot rămâne la nivelul celulelor musculare, de la nivelul brațului, la locul injecției. Aceste celule musculare folosesc RNA-ul mesager să producă proteina spike, moment în care se declanșează un semnal de alarmă în organism, iar sistemul imunitar își trimite soldății în acțiune. O altă parte este preluată de fluxul sanguin de la acest nivel, iar o altă parte este preluată de acei soldății și transportată la distanță, la nivelul unor stații, care sunt de fapt ganglioni. Ei bine, aici se află adevăratele armate de soldați și este absolut esențial ca acei soldății activați să fie transportați la aceste stații pentru a antrena eficient cât mai multe populații de soldăței. O altă curiozitate pe care am avut-o a fost să vedem cât timp călătoresc aceste particule cu RNA-ul mesager. Și analizând probe de sânge de la mai multe persoane pe parcursul a mai multor zile, am observat că RNA-ul este prezent timp de 3 zile. Este detectabil timp de 3 zile, ceea ce este foarte, foarte bine, pentru că are timp să învețe sistemul imunitar să lupte cât mai eficient și cât mai corect. Dar haideți să privim și mai departe de această pandemie și să privim posibilitatea de scalare extraordinară a acestei unelte moleculare. Poate în 20-30 de ani, probabil, vom putea livra țintit seturi de instrucțiuni celulelor noastre și să le educăm să lupte împotriva celulelor canceroase. Probabil putem să ne imaginăm chiar un viitor în care să prevenim anumite boli folosindu-ne de astfel de seturi de instrucțiuni. Vă mulțumesc! Mulțumim, Julia, și felicitări! Îi voi invita acum pe membrii juriului dacă au orice întrebări pentru Julia. Da, domnule Tăiescu? Julia, spune-mi, te rog, acești messenger RNA, ADN-ul mesager, intră în celule sau nu intră în celule? Rămâne în celulele musculare, de exemplu, intră? Care e relația între RNA-ul mesager și ADN-ul? Nu există o relație directă între RNA mesager și ADN, pentru că ADN-ul celulelor noastre, fiind o componentă foarte prețioasă, el este sechestrat în nucleu, el nu poate părăsi nucleul celulelor noastre. Iar RNA-ul mesager din vaccin, odată pătruns în celule, el funcționează drept un set de instrucțiuni și se oprește la nivelul unor fabrici de proteine care sunt în literatura științifică ribozomii. Oprindu-se la nivelul ribozomii folosind acea instrucțiune ca un fel de comandă personalizată pe care noi o dăm direct celulelor, fabrică folosindu-se de aminoacizi, proteina spike.
Deci nu interacționează cu ADN-ul din nucleul nostru. Se oprește direct în citoplasmă, în afara nucleului. Ok. Mie mi-a atras atenția cochilia. Poți să mai arăți o dată, foarte frumos făcută din plastilină. Deci sigur. Acolo cu o culoare ai pus ARN-ul mesager și structura exact. Galbenă ce este? Structura galbenă sunt învelișurile lipidice, învelișurile grăsoase, care se prezintă sub această formă spiralată pentru a oferi posibilitatea de adăpostire a ARN-ului mesager între spațiile acestea spiralate. Aceasta este modalitatea prin care vaccinul, de fapt așa arată vaccinul la microscopul electronic, pentru că v-am zis că am reușit la Institutul Victor Babeș să vedem aceste particule lipidice și a fost fascinant. Mulțumesc! Mulțumim, Julia! Felicitări! Mulțumesc și eu! Următorul concurent din această seară este Andrei Bordeanu. Andrei este student în anul al doilea la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Este pasionat de știință de mic și a fost olimpic internațional la fizică, obținând medalia de bronz la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene în 2017. S-a gândit să urmeze o carieră în medicină la 14 ani, fascinat de felul în care un medic îmbină gândirea arborescentă și latura empatică în procesul terapeutic. În prezent este membru în Centrul de Excelență în Neuroștiințe din cadrul universității, iar în timpul liber, pasiunea pentru știință se îmbină cu cea pentru muzică și literatură. Cântă și compune la chitară electrică, iar chitaristul său preferat este Brian May de la trupa britanică Queen. Andrei ne va vorbi în seara asta despre diminuarea depresiei prin studiul unui instrument muzical. Andrei? Bună seara! Vă voi prezenta modul în care muzica și studierea unui instrument muzical poate diminua depresia. Și pornim de la discuții cu două considerente. Unu, la nivelul sistemului nervos central, deci creier și modul vaspinării, oricare două componente neuronale sunt interconectate și doi, pentru a restabili vitalitatea în corp, avem nevoie, facem apel la două substanțe, serotonina, hormonul fericirii și doi, dopamina. Ce avem în felul următor? Un depresiv, să spunem, este rugat din medic să apuce să cânte la pian pentru că din discuția cu el a rezultat faptul că i-a plăcut foarte mult anumite sonate de Beethoven, să spunem. Bun, prima dată facem apel la locul frontal, care el este foarte implicat în mișcările fine, autocontrol și motivație. Astfel, el intuiește la clapii de pe partitură ceea ce trebuie să cânte și își dă seama că din acele mișcări fine rezultă sunetele din anumită sonată de Beethoven. În așa fel încât muzica, care este spectrul frecvențelor din unde date de pian, va fi după aia codificată ca senzație auditivă în locul temporal. Iar locul temporal funcționează exact ca o prismă optică, care desparte lumina în componentele, în așa fel încât locul temporal mai departe transmit impulse și fluxul nervos în tot creierul, mai ales și în zona din trunchi cerebral, mai jos din creier, mai sunt niște mesengeri. Aici avem niște nuclei. Nucleu înseamnă o grupare de anumiți neuroni. Și avem nuclei RAFE, unii vine de la un medic francez, care îi dau serotonină. Și avem doi nuclei care îi dau serotonină descendent în jos, ca să creeze senzațiile prin modul vaspinării, cum spune și Freddy, sends shivers down my spine, și mai sunt doi nuclei care împânzesc și fac niște linii de câmp, niște izvoare de serotonină în tot creierul. Și astfel, creierul este îmbătat, să zicem așa, de fericire. Mai sunt alte două zone, tot la nivel mezencefalic, adică la trunchi cerebral mai jos de creier, și anume zona tegmentară ventrală, nu contează numele ei, și substanța neagră care e dopamină. Dopamina este foarte importantă pentru stârnirea atenției și interesul și motivații. În așa fel încât, impulsurile astea de dopamină vor merge într-un final, inclusiv în lobul frontal, și apare motivația continuării piesii. De asemenea, dopamina poate să meargă inclusiv în paleocortex, în cortexul vechi, adică în structurile neuronale foarte vechi din punct de vedere al dezvoltării ontogenetice, în așa fel încât emoțiile negative sunt în timp remodelate cu emoții pozitive pornind de la muzică. Și în așa fel am demonstrat scurt că muzica poate avea inclusiv efect terapeutic în depresie.
Da, da, mulțumesc de atenție. Mulțumim, Andrei. O să îi lăsăm acum pe membrii juriului să spună dacă au orice întrebări pentru tine. Da, doamna Sasu. Andrei, am o întrebare. Cât timp ți-a luat ca să stabilești toate aceste legături și să le prezinți în acest mod? De când te ocupi de acest lucru? Păi, de când am intrat în cercul de cercetare neuroștiințe și am mai studiat singur din tratate, cum ar fi tratatul Boron, și am făcut cursurile de neurofiziologie cu domnul profesor Zăgrand și m-a interesat foarte mult taseile neuronale. Și am început să studiez cam din toamnă, zic așa. La câte instrumente cânt? Păi cânt la chitară electrică, deci, mă rog, pot să cânt și la bas și la pian. Doamna Sas? Thank you, Andrei. A very exciting presentation. I really like the way that you try to connect different aspects within neuroscience. My question for you would be, are you looking for people learning to play, playing, or listening to music? Because in a way, you looked at all these aspects, but they are distinct activities, and how do you see the difference between them and the benefit for well-being? I want to speak to people that they can't play an instrument and to take lessons. But it's available for people that are playing instruments. Domnule profesor? Da, mă gândeam la viitor. Oare se poate personaliza? În sensul că dacă ai studia să vezi cum e creierul omului, după aceea ai putea personaliza muzica specific la legăturile care le are el în neuron și așa cum e construit creierul lui și la, mă rog, concentrațiile de diferiți neurotransmițători? Eu, părerea mea este că da, pentru că de asta, într-un fel, avem pe interfețe de muzică, playlist-uri personalizate. Și anumiți oameni răspund la anumit tip de muzică. Și dacă noi știm lucrul ăsta, știm cum să ne raportăm. De exemplu, sunt tineri care ascultă foarte mult, habar n-am, muzică rock, Rolling Stones, și sunt foarte liberi și foarte nonșalanți. Așa, dar sunt alții care ascultă muzică clasică și au o stimă de sine ridicată și putem... Avem pârghile astea în funcție de genurile muzicale, cu până la urmă muzica foarte diferită, sunt o grămadă de stiluri și fiecare stil are anumită, e ca o umbrelă, păzește anumiți oameni și în funcție de ce stiluri îi plac cuiva și dacă Doamne ferește îți găsește și în depresie, putem să-l învățăm să cânte muzică dacă acea muzică îi face o stare de bine. E magnific. Mulțumesc! Mulțumim, Andrei, felicitări! Mergem mai departe în competiție. Următoarea concurentă este Ina Maria Caraulanu. Ina este studentă în anul întâi la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. Are 20 de ani, dar zice că se simte de 16 și preferă să pună totul pe tavă și să lase oamenii să-și formeze o părere despre ea. Îi place să înceapă lucruri noi și de la seriale la suedeză le-a dat o șansă tuturor. Își urmează inima și instinctul în ceea ce face și spune că nu regretă niciodată nimic, deoarece tot ce a încercat și toate deciziile impulsive pe care le-a luat au adus-o până aici. Și crede că nu a ajuns chiar rău, iar noi suntem de acord. Ina ne va vorbi în această seară de câte becuri ai nevoie pentru a aprinde un neuron. Ina? Gândești prea mult. Nu ai gândit suficient. Concentrează-te că te faci de râs. Imaginează că toată audiența este dezbrăcată. N-am cum să imaginezi că toată audiența este dezbrăcată când îi văd doar de la gât în sus. Există peste 100 de miliarde de neuroni în creierul uman, dar câteodată am impresia că am doar unul singur care este funcțional și dispus să mă asculte mereu, iar aceasta este neurina. Totuși mă întreb dacă într-o zi neurina se va sătura de toate dramele mele și va decide că are nevoie de o vacanță lungă pe o perioadă nedeterminată din care s-ar putea să nu mai revină. Răspunsul la această întrebare l-a găsit un grup de cercetători de la Universitatea din Bath. Aceștia au inventat neuronii artificiali pe chipuri de silicon. Joacă pe asta. Dar, în primul rând, ce este un neuron artificial? Este o imitație de neuron biologic. Și care este cea mai bună aproximare a unui neuron biologic? O funcție matematică. Să presupunem că avem un număr finit de variabile de tip X. Fiecare variabilă de tip X are o pondere W.
Neuronul calculează această sumă, o trece printr-o funcție de activare și va trimite mai departe rezultatul. Către cine va trimite rezultatul? Către familia sa. Rețeaua neuronală artificială, care este alcătuită din mai multe straturi. Fiecare strat are un număr finit de neuroni. Și cum funcționează? Un neuron de aici va împușca neuronul din stratul următor, iar astfel informația va fi transmisă cât mai departe în rețea. Acum că am stabilit conceptele care stau la baza acestui prototip, să revenim la neuronii artificiali pe chipuri de silicon. Acest tip de neuron este cam cât un sfert de timbru, deci l-aș putea ține pe deget chiar acum și probabil nu l-ați vedea. Dar nu vă uitați prea bine, că pentru că este timid și s-ar putea să se ascundă. Deci au fost inventați aceștia? Aceștia au fost inventați cu scopul de a fi implantați în creier pentru a repara daunele produse de boli precum Alzheimer sau alte boli neurodegenerative. Aceste chipuri de silicon mimează în totalitate canalele ionice biologice și până acum au fost replicați cu succes neuroni respiratori și neuroni proveniți din hipocamp de la șobolani. Îi mulțumim lui Ratatouille pentru tot sacrificiul adus. În concluzie, dacă unele dintre cele mai mari temeri ale noastre sunt acelea de a fi uitați, de a uita sau de a pierde pe neurina, consider că suntem pe drumul cel mai bun spre a face aceste lucruri imposibile. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, Mina! Să intrăm acum iarăși pe membrii juriului să vedem dacă și ce întrebări au. Da, doamna Corina Sas? Thank you, Ina. Very well used of gestures, a very clear presentation. My question would be, why do you think the first step was just to look to the memory and the breathing? And what would be the next step of the new generation of artificial neurons? Well, I guess they could be very useful in a lot of things. For example, from my research, I found out that they're working on some smart pacemakers, willing to improve the quality of life. And I'm not entirely sure what would be next, but I guess only beautiful things can come from science. And I'm so grateful to be living in this period and be a witness of this whole process. Domnule Tăiescu? Ina, dragă, mersi pentru prezentare. Spune-mi, vezi tu vreo diferență de funcționare între neuronul biologic și neuronul artificial? Care crezi că e măsura de, dacă vrei, de mimare de către neuronul artificial a celui normal, a celui natural? Păi sunt multe diferențe între neuronii artificiali și neuronii biologici. În primul rând, faptul că neuronii artificiali sunt bazați pe neuronii biologici. Diferențe vin în viteza cu care aceștia propagă informația, în numărul de neuroni folosiți pentru rețea neuronală, numărul de neuroni artificiali fiind mult mai mic față de numărul de neuroni biologici care ar fi disponibil pentru o rețea, dar principiul de funcționare este cumva același, pornind de la faptul că informația vine din neuroni prin dendrite, trece prin axon, vine în următoarele dendrite și se conectează tot așa la ceilalți neuroni, formând astfel o sinapsă. Deci, echivalentul, acești neuroni artificiali sunt cumva echivalentul unui chip de pe computer sau e același lucru? Conceptul de neuron artificial este mai mult o funcție. Faptul că ei au inventat chipuri pe bază de silicon care pleacă de la acest concept, da, ar putea să fie echivalentul unui chip pe computer. Ok. Ok. Domnule profesor? Bună, Ina. Ți-a mai trecut emoția? Încerc. Am învățat un cuvânt nou, neurina. L-am spus bine? Da, e foarte original de la numele meu și neurona a fost... A, de acolo provine! Chiar eram gata să caut în dicționar. Mulțumesc! Este și fetiță și de aia are și fetiță. Mulțumim, Teresterina! Mulțumesc!
Mergem mai departe în competiție. Următoarea prezentare va fi de la Ioana Maria Crasan. Ioana Maria este studentă în anul 3 la secția de biochimie în cadrul Facultății de Biologie de la Universitatea din București. Spune că pasiunile ei sunt ca un roller coaster, la extremități diferite, cu trăiri spectaculoase. A făcut cursuri de teatru, cântă la pian și chitară, iar cu vocea puțin mai bună ca țipătul din roller coaster. Chimia și biologia sunt pasiunile care o completează. Îi plac activitățile care o scot din zona de confort și o provoacă să fie creativă și spontană. Face voluntariat din liceu, iar în prezent este activă în Asociația Studenților Biologi din cadrul facultății. S-a înscris la FameLab deoarece poate îmbina latura artistică cu cea științifică. Îi place să câștige, este o fire carismatică, ambițioasă, competitivă și tot timpul vede partea bună din orice lucru. Ioana ne va vorbi în seara aceasta despre microbiota și vitamina D în boala celiacă. Ioana? Hei! Sunt o bacterie benefică din microbiota intestinală, iar astăzi o să vă povestesc o perioadă nefericită din copilăria mea. Angajatorul meu, copilul, nu ne-a oferit condițiile bune de desfășurare ale activităților noastre, precum facilitarea absorbției nutrienților din alimente, protejarea celulelor epiteliale intestinale, participarea în menținerea unei bariere imune, participarea la creșterea în rândul natalității semenilor mei. Astfel, a dat faliment, iar doctorul i-a spus că are boală celiacă și deficit de vitamina D. La început, era o armonie perfectă. Ne înțelegeam, lucram în echipă, iar eu și copilul aveam o relație bazată pe reciprocitate, adică o simbioză. Aici l-am cunoscut pe D3. Era un tip unic, special și pe placul tuturor. Avea și câteva porecle. Colecalciferol sau D3, ergocalciferol sau D2, dar cel mai mult îmi plăcea vitamina Sunshine. M-am îndrăgostit. Avea trăsăturile frumoase ale celor din grupul secosteroidelor solubile în grăsimi. Ne întâlneam ori de câte ori angajatorul meu avea o dietă echilibrată și făcea sport. Aici este D3. Mi-a povestit că după ce este absorbit, particulele de LDL, răul necesar, colesterolul, îl transportă prin sânge până la celula hepatică, unde o hidroxilază îl ajută să crească și să dobândească noi abilități. Sub această formă, un alt prieten de-a lui îl plimbă prin sistemul limfatic, ajunge la celula epiteliară renală, unde fratele geamăn al hidroxilazei îl ajută să se activeze. După 4 ani, D3 nu mai vorbea cu mine. S-a produs o disbioză între noi, începuse să umble cu alți prieteni de-ai lui, în fugă îmi spunea că nu se poate opri să stea de vorbă cu mine. În fuga lor, luau și alți prieteni de-ai mei. De atunci am început să slăbesc, să-mi fie rău, iar prietena mea, celula intestinală, era foarte afectată. La noi acasă, în microbiota intestinală, au început să se interpună celule între noi două. Noi încercam să le alungăm, dar ele ne răspundeau că au ceva mult mai grav de rezolvat numit proces inflamator. Noi consumam energia să supraviețuim, iar procesul inflamator se extindea și se simțea foarte bine în mediul creat de copii. Pentru că fructele, legumele, lactatele au fost înlocuite cu fast food, suc și multe, multe dulciuri. De sport nici nu mai zic. Cu ajutorul neuronilor am înțeles că procesul inflamator și diareea, adică goana prietenilor mei, sunt simptome ale bolii celiace, iar 50% dintre angajatori au această problemă. Doctorul le-a recomandat câteva diete echilibrate în care să consume alimente care să le ofere necesarul de nutrienți. De atunci ne simțim mult mai bine toți trei, iar acum când copilul face excese, neuronii ne comunică, iar noi știm să facem în așa fel încât simbioza noastră să nu mai fie afectată. Mulțumesc! Mulțumim! Domnule Tăiescu? Foarte, foarte bună prezentare, foarte angajantă. Tu cine ești acum? Ce celulă ești Eu acum? Eu sunt o bacterie benefică din microbiota intestinală. Ai nevoie de iaurt. Spune-mi, te rog, în ce măsură știi tu că dieta e singura care te poate rezolva, care te poate afecta pe tine? Care e balanța între, dacă vrei, răspunsul inflamator și dieta? Pentru că tu ai zis că 50% din
angajatori nu răspund dietei. E dieta singura soluție pentru boala celiacă, din ce știi tu? Da, eu în licența mea asta este partea practică despre boala celiacă și deficitul de vitamină D. Am făcut un studiu pe 105 pacienți pediatrici celiaci care iau sau nu suplimente alimentare de vitamina D. Concluzia a fost că cei care iau suplimente de vitamina D tot au o hipovitaminoză a vitaminei D. Pentru că vitamina D nu se absorbe la fel de bine ca cea din mâncare, din alimente. Iar boala celiacă este răspunsul la peptidele de gluten. Atunci se formează procesul inflamator și singura dietă care este benefică pentru oricine care are boală celiacă este dieta fără gluten. M-am bazat pe o populație de copii pentru că atunci microbiota intestinală este cumva în dezvoltare. Și dacă nu respectăm, cum să zic așa, ce ne spun părinții? La un moment dat toți evităm cumva sfaturile părinților și începem să testăm noi gusturi, să vedem una și cealaltă cum e și ne dăunează asta. Ok, ok. Domnule profesoră? N-am înțeles prea bine cum comunică neuronii cu tine. Neuronii comunică cu mine, ei mă anunță când se produce acea... neuronii comunică cu mine atunci când îmi semnalează cumva că s-a creat procesul acela inflamator. Dar la început, când se instalează, să zic așa, tot haosul acesta, se produce acea disbioză. Adică, cumva, sunt certați și nu mai comunică unul cu celălalt. Și vitamina... Să fiu puțin mai specific. Deci, neuronii, te referi la neuronii din corpul uman, care comunică cu tine ca bacterie. Și neuronii comunică de obicei prin semnale electrice. Deci trebuie să-mi imaginez că acele semnale electrice ajung la tine, la bacterie, sau e vorba de semnale chimice la un moment dat? Neuronii dau semnale electrice și după aceea se transformă în semnale chimice. Dau semnalele acestea electrice, după care se transformă în semnalele chimice, da. Ok, mulțumesc. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Următorul concurent este Fauzi Constantin Crașoveanu. Fauzi are 27 de ani, lucrează în domeniul IT de peste 7 ani, este inginer și public speaker. De la unul dintre liceele de top din București, Fauzi și-a continuat drumul către inginerie la Universitatea Politehnică din București, unde a absolvit studiile de licență și de masterat, iar în prezent lucrează la proiectul de doctorat. Are peste 9 ani de experiență în mediul profesional, în domenii precum IT, telecom sau retail, iar în viața personală este un soț iubitor, jucător profesionist de basket și public speaker. Își dorește să umanizeze tehnologia, să înțeleagă ingineria și să explice metodologia. Fauzi? În seara asta, Fauzi ne va vorbi despre computerul cuantic atunci când infinit egal 1. Bun. Sunt acasă și trebuie să spăl vasele, să dau cu aspiratorul și să șterg praful. Cum procedez? Iau fiecare proces în serie, unul după celălalt, exact cum ar proceda și un calculator clasic. Dar dacă aș putea avea toate cele trei procese realizate în același timp? Aici intervine perspectiva calculatorului cuantic și felul în care acesta va revoluționa lumea. Calculatorul cuantic folosește principiile fizicii cuantice pentru stocarea și procesarea informației. Se diferențiază de un calculator clasic prin două elemente cheie, qubiți și procesarea în paralel. Știm despre bitul clasic că poate avea valori de 0 sau 1, dar qubitul poate avea valori de 0 și 1 în același timp, prin proprietatea de superpoziție cuantică. Bine, dar cum definim superpoziția cuantică? Varianta complicată? Facem o paralelă cu pisica lui Schrödinger. Varianta un pic mai relaxată, vorbim despre modelul clasic al atomului de hidrogen. Aici electronul se rotește în jurul nucleului pe o orbită definită.
În realitate însă lucrurile stau puțin diferit. Electronul este prezent simultan peste tot în atom, definind starea de superpoziție cuantică. Bun, deci după procesarea tuturor elementelor în paralel, eu aș avea vasele spălate, podeaua aspirată și praful șters? Nu. Posibilitățile sunt infinite, dar rezultatul este unul singur. Colapsul cuantic aduce cu sine și o creștere a marjei de eroare a unui calculator cuantic. Odată cu interpretarea rezultatelor, pierdem și proprietatea de superpoziție cuantică. Da, pentru viitor, perspectivele sunt halucinante. Vom înțelege mai bine cum funcționează legăturile dintre atomi și poate vom ajunge la a dezvolta medicamente pentru vindecarea unor boli incurabile, dezvoltarea de semințe din care să crească o casă și dezvoltarea inteligenței artificiale. Până atunci însă rămâne doar să dăm cu aspiratorul, să ștergem praful și să spălăm vasele. În serie, nu în paralel. Mulțumesc! Mulțumim, Fauzi. Domnule Presură? Da, totuși de ce infinit este egal cu 1? Că până la urmă nu poți să le faci pe toate deodată? Categoric. Infinitul este egal cu 1. Am menționat în momentul în care am vorbit despre posibilitățile, cumva perspectivele de viitor pe care le-am putea avea prin intermediul calculatorului cuantic, pentru că vom ajunge să dezvoltăm lucruri inimaginabile pentru noi în momentul de față, doar că în momentul actual știm că primim un singur rezultat, indiferent de cât de multe procese realizăm în paralel. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Asas? Thank you, Fauzi. Can you tell us how entanglement applies to your scenarios? I'm sorry, I didn't how get does there. Entanglement apply to your to your script, to what you presented? I'm sorry, but I don't, I'm not really sure that I understand the term in this equation, just... Entanglement, so the particles are always linked together in quantum computing. How this property is reflected in what you presented? The fact that, how can I explain it? The network that we can create by having multiple processes worked on in at the same moment can create a huge advantage. For instance, I can give an example. It's actually from one of Mr. Presura's videos from YouTube when he explained that the quantum supremacy has been reached. This meaning that a quantum computer was able to process an algorithm in a matter of 200 seconds or close to that. The same process would have been applied if the same process would be, the same algorithm would have been applied to a standard, a classic computer. This would have taken close to 10,000 years or anything like that. So. By building this network of parallel processes, we can achieve more, but it's all a matter of interrogating correctly, of building the right algorithm so that we can obtain the desired result. Thank you. What's the meme? Următoarea concurentă este Bianca Ioana Guțu. Bianca este studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. A ales să urmeze o carieră în medicină datorită dragostei pentru știință. Dintotdeauna a fost pasionată de cum funcționează organismul uman, iar mai târziu a fost fascinată să descopere tainele geneticii. În prezent, este în echipa de cercetare în neuroștiință a facultății, unde studiază epilepsia pe modele murine.
A făcut dans și balet de când avea 4 ani și speră ca într-o bună zi să transpună grația pe care a dobândit-o pe ringul de dans și în sala de operații. În seara aceasta, Bianca ne va vorbi despre organoizi cerebrali, cum să crești un creier în laborator. Bianca? Mulțumesc! Cum să facem un creier în laborator? A nu se încerca acasă. Probabil acum vă gândiți, ok, bun, dar de ce aș vrea eu în primul rând să fac un creier în laborator? Așa că lăsați-mă să vă întreb înapoi, cam câte știm noi de fapt la momentul actual despre creier? Nu foarte multe. Cu siguranță am făcut eforturi imense să studiem acest organ fascinant pe modele animale, dar cu toate că creierul șoarecelui, de exemplu, seamănă ca structură cu creierul omului, nu se apropie de funcția complexă a creierului uman. De aceea, medicamente pentru Alzheimer dezvoltate pe șoarece, când au fost aplicate pe om, n-au mai funcționat. Așa că avem nevoie de un model mai apropiat de creierul nostru pe care să studiem. Organoizii cerebrali, care sunt niște creiere mici-mici de dimensiunea unui bob de mazăre, construit artificial în laborator, din celule umane, care să poată să redea funcția creierului. Pentru a înțelege cum facem acești organoizi, trebuie să facem o călătorie în viața celulei. Celula, când este foarte mică, se numește celulă pluripotentă stem. Ea încă nu știe ce vrea să se facă atunci când o să fie mare. Nu știe dacă o să devină neuron, adică celulă din creier, sau celulă musculară. Oamenii de știință au învățat să vină în ajutorul lor și să le dea direcția în viață. Și în folosul lor, desigur. Așa că au învățat să transforme celule stem în neuroni, una lângă alta, într-o așa numită cultură celulară. Ei bine, cultura celulară este un singur strat de neuroni, ori creierul uman are mult mai multe straturi care interacționează între ele, așa că avem nevoie de un model tridimensional. Ce au făcut mai departe? Au luat toate celulele astea, le-au pus într-un bioreactor, care practic le-a învârtit, le-a ridicat de la sol ca un tsunami, obligându-le să formeze un model 3D în care să se conecteze unele cu celelalte. Organoidul cerebral. Organoizii cerebrali, în prezent, se folosesc pentru a se testa pe ei peste 6.000 de medicamente pentru Alzheimer, pentru autism, pentru microcefalie, boala în care creierul bebelușului nu se dezvoltă și rămâne foarte mic. Și probabil în continuare vă întrebați, ok, dar de ce vreau eu să știu să fac un organoid cerebral? O să facă oamenii de știință. N-am voie să fac acasă, nu pot să mă duc eu într-un laborator să zic, bună ziua, am venit să fac un creier. Peste câțiva ani o să apară problemele de etică. Dacă acești organoizi o să înceapă să simtă durere, dacă o să capete propria lor conștiință fără ca noi să ne dăm seama, atunci o să fie rolul nostru al tuturor să intervenim în evoluția științei. Doar cu implicarea noastră putem controla inovațiile științei, astfel încât știința să poată să meargă mai departe, dar într-un mediu controlat. Și poate în final, chiar studiind creierul, să răspundem întrebării ce ne face de fapt oameni. Mulțumesc! Mulțumim, Bianca! Domnule Toescu? Bianca, mersi pentru prezentare. Spune-mi, din punctul tău de vedere, din ceea ce știi tu, un neuron de șobolan murind e la fel cu un neuron uman? Din ce știu eu, în prima fază, într-adevăr, are niște caracteristici structurale asemănătoare. Dar modelele murine pe care se fac teste sunt manipulate genetic astfel încât să apropie cât mai mult de patologia pe care vrem să o studiem, de funcția neuronului la care vrem să ne uităm. Ei seamănă ca structură și ca funcție, dar pentru a-i lua și să îi studiem, mai au în plus niște manipulări care îi apropie de funcția noastră. Dar, cum am zis, din păcate și acestea au limitările lor. Pentru că întrebarea și folosința acestor organoizi depinde fundamental de această întrebare, în sensul că s-ar putea ca toată patologia care este specific umană să fie nu datorată neuronilor PS, ci datorată conținutului sau contextului tisular în care acești neuroni să dezvoltă. Deci există, timp ce putem să fim optimiști, trebuie să avem și circumspecți în legătură cu capacitatea unor organoizi
suspendați într-un mediu artificial de a reproduce realitățile complexe, nu ale neuronelor și conexiunile neuronale, ci ale contextului biologic în care există acești neuroni. Mulțumesc. Domnule profesor? Eram curios, Bianca, să spunem că ești într-un astfel de laborator de cercetare care face organoizi din ce în ce mai complexi. Și la un moment dat te întreb tu singură, oare organoizul ăsta din mine începe să simtă, începe să îți pui problemele astea etice? Cum reacționezi? În primul rând, cred că cel mai important în astfel de probleme etice este să existe o transparență față de publicul larg, că până la urmă orice cercetător nu face inovațiile acestea în laborator doar pentru propria persoană, ci pentru întreaga umanitate. Și de asta mi se pare foarte important să comunicăm știință. Publicul trebuie ținut la curent și să aibă accesul la această informație și, evident, discutat cu comisiile de etică, dar și cu publicul larg, să fie o comunicare. Nu cred că ar fi o decizie pe care aș lua-o singură. În liniștea mea, aș vrea și alte păreri. Mulțumesc! Cu drag! Mulțumim! Următorul concurent este Tudor Hârlea. Tudor este student la medicină în anul 4 și e pasionat de cercetare și comunicare științifică. Se ocupă de medicină și cercetare printre activitățile de coordonare și voluntariat, care au ajuns să fie activitățile sale principale. În ultimul timp a fost ocupat cu implementarea celei mai recente idei, o platformă online venită să aducă studenții mai aproape de cercetare. Când vrea să se deconecteze, alege să citească literatură, filozofie sau să învețe limba germană. Pe lângă stres, mai au un lucru în comun toate activitățile sale, comunicarea. De aceea s-a înscris și la FameLab, din dorința de a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare, dar și de a interacționa cu alte persoane care împărtășesc pasiunea. Tudor ne va vorbi în această seară despre profilaxia pre- și post-expunere HIV. Tudor, ai pățit vreodată ca partenerul să-ți spună că este alergic la latex și nu poate folosi prezervativul? Sau te-ai dus în spatele unui club să vezi mai de aproape cum funcționează seringa unui prieten și te-ai înțepat din greșeală? Ești chirurg, iar în timpul unei operații ai confundat apendicele pacientului cu degetul tău? Avem soluția pentru tine, profilaxia pre- și post-expunere HIV, sau pe scurt, PREP și PEP. Dar până atunci, ce este HIV mai exact? HIV este un virus care se află în sângele persoanelor infectate, iar metoda de transmitere este destul de ușoară, prin contact sexual neprotejat sau folosirea în comun a unor ace cu persoanele infectate. În urma unui astfel de contact, virusul va ajunge într-una dintre celulele contactului. Celula se numește limfocit și este importantă deoarece ne protejează împotriva infecțiilor și tumorilor. Odată virusul intrat în celulă, acesta poate prelua controlul asupra celulei folosind o enzimă numită revers transcriptaza, care va fi importantă puțin mai târziu, și convinge celula să facă copii ale virusului, până când celula moare, iar copiile sunt eliberate și vor infecta alte limfocite. Din fericire, în ultimii ani s-au descoperit destul de multe medicamente, a căror nume nu prea pot să-l pronunț, dar acestea acționează în același fel. Inactivează enzima revers transcriptază. Astfel, dacă o persoană va lua constant aceste medicamente, în urma unui contact cu o persoană care are HIV, chiar dacă virusul va putea intra în continuare în celulă, nu va mai avea enzima care să preia controlul, limfocitul va trăi în continuare, iar persoana nu va rămâne infectată. Acest lucru este important pentru că dacă o persoană va rămâne fără limfocite, e posibil să moară din cauza infecțiilor și tumorilor, nemai având cine să lupte pentru el. Și exact pe acest principiu se bazează profilaxia pre- și post-expunere. Profilaxia pre-expunere se adresează persoanelor care, în viitorul apropiat, sunt la risc să dobândească infecția cu HIV. De exemplu, persoanele care nu folosesc prezervativ în mod regulat sau care au un partener HIV pozitiv. În acest caz, o singură pastilă luată pe zi, pe o perioadă îndelungată, poate scădea șansa de infecție cu până la 99%. Profilaxia post-expunere este destinată persoanelor care deja au luat contactul cu virusul. De exemplu, în cazul unui contact sexual neprotejat cu o persoană care nu-și cunoaște statusul HIV. În acest caz, persoana poate merge la doctor în primele 3 zile, deși cu cât mai repede, cu atât mai bine,
pentru a i se oferi un tratament. Tratamentul se bazează tot pe aceleași medicamente, iar luate timp de o lună, aceste medicamente pot scădea semnificativ șansa de infecție. Totuși, această măsură trebuie privită ca una de urgență și nu una care poate fi folosită în mod constant. Astfel, dacă vă veți întâlni cu una din aceste situații, sper că veți spune ce bine că avem PrEP și PEP. Păcat că nu sunt atât de ușor accesibile în România. Mulțumesc! Mulțumim, Tudor! Vreau să întreb o întrebare. Care crezi că este soluția optimă pentru HIV din punct de vedere al viitorului? Care este soluția care ne-am așteptat la ea și ce șanse avem în perioada asta? Adică am văzut unele aspecte științifice care pot să ne ajute în această soluție. Cred că soluția cea mai importantă este ca persoanele să-și cunoască statusul, adică să se testeze și să cunoască dacă este pozitiv sau negativ, folosirea prezervativului și educarea populației în a practica metode sexuale care scad riscul acestei infecții și apoi se pot trece și la aceste metode de profilaxie în cazul în care persoanele se știu la risc. Dar înainte de acestea, e important ca persoanele să știe care este riscul la care se expun și să ia măsurile de bază. Dar folosirea unui vaccin și folosirea noilor tehnologii care s-au folosit acum în dezvoltarea unui vaccin în următoarea perioadă? Sigur, aceasta ar fi o soluție, dar până ajungem acolo și să poată fi folosit pe o scară mai largă, cred că aceste metode de bază și prin educarea populației sunt o metodă mai bună la ora actuală, până ne putem baza pe altceva. Mulțumesc! Mersi. Aș fi vrut să te întreb, Tudor, că nu mi-a fost chiar așa de clar, pentru că acolo aveai o proteină, aveai ceva care era ca o hârtiuță. Da, enzima reverse transcriptază. Așa, așa, vezi, așa, vezi un cuvânt acolo complicat. Da. Și asta este atașată pe virus. Și când am înțeles că atunci când iei medicamentul, inactivează enzima respectivă. Exact. Dar asta înseamnă că medicamentele sunt doar pentru persoanele infectate? Nu, aceasta este ideea, pentru că este o profilaxie. Dacă persoana care va fi expusă virusului ia această medicamente, în cazul în care va contacta virusul, acesta nu va mai putea se folosi de enzimă ca să infecteze persoana și persoana poate scăpa de infecție. Dar am înțeles. Deci ideea este că dacă persoana care urmează să fie infectată ia puțin din virus, virusul îți vine cu acea enzimă, și enzima este imediat scoasă de pe suprafața virusului, sau nu? Exact, dar aceste medicamente sunt folosite și în tratamentul actual al persoanele care au HIV. Deci funcționează și ca profilaxie și ca tratament. Mulțumesc! Doamna Sas, mai aveți... Yeah, I had a question about side effects of this type of treatment, if you can touch a little bit on them. Yeah, sure. The most common side effect, which comes like 2 in 1,000 patients, is the renal injury. So this is why the patients every 3 months who are on PrEP, so on this prophylaxis, should make creatinine and urine level every 3 months in order to check out if it affects the kidneys. But otherwise, there are no severe side effects that could affect the patients by using this on long term and by doing these checkups every 3 months. Mulțumim, mulțumim, Tudor. Următoarea prezentare este de la Madalina Elena Lazar. Când era mică, Madalina visa să ajungă balerină. A ajuns studentă la medicină, așa că în loc să danseze pe muzică clasică, acum învață și plânge pe muzică clasică. Totuși, ca un viitor bun medic, nu a lăsat visul să moară, așa că acum 2 ani l-a resuscitat cu niște cursuri de balet. Aș vrea să spună că s-a maturizat și visurile i-au devenit puțin mai realiste, dar e doar parțial adevărat. Își dorește să ajungă cadru didactic universitar și să ajute studenții să înțeleagă și să iubească medicina. În același timp, visează să devină și scriitoare. Pe lângă literatură, e pasionată de limbi străine, de istorie și fizică. Câteodată este greu să îmbine știința cu arta, dar FAME le-a oferit oportunitatea ideală de a-și lăsa creativitatea și pasiunea pentru medicină să se îmbine într-un scop comun, acela de a face știința accesibilă. Madalina ne va vorbi astăzi
despre cum poate o cutiuță cu celule să vindece diabetul zaharat de tip 1. Bună seara, mă numesc Mădălina Lazar și mă aflu astăzi aici în sectorul 1 al orașului Diabet Zaharat, oraș în care fabricile sunt încă închise din cauza restricțiilor și protestele sunt în toi. Cum s-a ajuns aici, aflați în câteva momente. Dar să luăm început. Când mâncăm, glucoza din mâncare ajunge în sânge. De aici, ea vrea să ajungă în celule, pentru că acestea funcționează ca niște fabrici care prelucrează această glucoză, transformând-o în energie. Problema este însă că glucoza nu poate intra singură în aceste fabrici, pentru că ușile lor sunt încuiate. Aici intră în acțiune pancreasul, care secretă un hormon numit insulină. Insulina funcționează ca o cheie care deschide ușile fabricilor și permite glucozei să intre din sânge în fabrici și să fie prelucrat. În diabetul zaharat de tip 1, organismul nu își recunoaște propriul pancreas, crede că este străin, nu are ce căuta în corp, așa că își trimite soldații, adică celulele imune, să îl atace și să îl distrugă. Fără pancreas, nu mai este cine să secrete insulină, așa că organismul rămâne fără chei. Fără chei, glucoza din sânge nu mai poate intra în fabrici, acestea rămân goale, intră în grevă și pentru pacient asta înseamnă comă și chiar deces. Acum că ați înțeles că problema în diabet este pancreasul, poate vă întrebați de ce nu facem pur și simplu un transplant de pancreas. O idee foarte bună, însă problema este că nu există destui donatori. Totuși, cercetătorii au pornit de la această idee și și-au spus că dacă nu există destul pancreas în lume, ne facem noi propriul pancreas. Așa că au luat celule stem, care sunt celule care se pot transforma în orice tip de celulă, și le-au convins să se transforme în celule pancreatice. Au pus aceste celule într-o cutiuță cu găuri pe care au montat-o sub piele în relație cu vasele de sânge. Aceste găuri sunt destul de mici pentru a permite oxigenului din sânge să ajungă la celule și să le hrănească și pentru a permite insulinei să ajungă în sânge, dar sunt prea mici pentru soldați, deci celulele imune nu pot ajunge în interiorul cutiei să distrugă pancreasul cum au făcut-o cu pancreasul original. Cu ajutorul acestei simple cutii, diabetul poate fi vindecat peste câțiva ani și peste 3.000 de copii din România ar putea avea o viață normală. Spun copii pentru că diabetul zaharat de tip 1 apare încă din copilărie, dar și pentru că nu de mult a fost 1 iunie și acei 3.000 de copii din România, în loc de ciocolată, au primit cele 4 injecții zilnice de insulină. Într-o bună zi însă, datorită acestei terapii, copiii se vor putea bucura de ciocolata lor de 1 iunie. Doamnelor și domnilor, ați urmărit știrile diabetice cu Mădălina Lazar. Dau legătura juriului. Mulțumim, predăm legătura juriului. Domnule Tăiescu? Mădălina, există, din câte știu, există și un diabet de tip 2. E, în ce măsură acest tratament poate fi efectiv pentru diabetul 2, de tip 2? Da, poate fi în momentul în care pacientul cu diabet de tip 2 devine insulinodependent. Pentru că la început, în diabetul de tip 2, pacienții nu au nevoie de insulină. Deci după ce vor avea și ei nevoie de insulină, da, tratamentul ăsta este bun, dar e un tratament care are un impact mult mai mare pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 1. De aceea am vorbit despre diabetul de tip 1. Mm-hmm. Bună, Mădălina. I really like the use of probes, quite extensive and very well thought. Use of probes, it's very, very useful, but at the same time, when the analogies are not working out, they might become problematic. So I really understood everything apart from the role of the box. I mean, I was also a bit distracted, feels like two dice put together. So can you tell us a little bit more, why did you design it like that and what is really behind it? What thinking is behind it? Well, this box, I wanted to show the box with the holes in it. Of course, the real box doesn't look like this. It's really thin. It's based on a semi-permeable membrane, but I wanted it to be a bit more
easy to visualize, and it's actually a box of medicine, so it's improvised. Cristian, profesor? Îmi cer scuze că am pus mâna prea târziu. Totuși, ceea ce ai povestit tu este, cum să zic eu, este aproape revoluționar. Dacă sunt 3.000 de copii care ar putea primi așa ceva, adică care este stadiul la ora actuală? Este doar o cercetare sau chiar putem avea așa ceva pe piață, să spunem, și să ajutăm, într-adevăr, 3.000 de copii peste câțiva ani? Peste câțiva ani, da. Încă este o terapie aflată în studii clinice, cred că este la faza a doua studiului. Deci, în câțiva ani, dacă studiul o să meargă bine, da, va putea intra pe piață. Mulțumesc! Mulțumim! Următoarea concurentă în această seară este Carmen Valentina Nicolae. Carmen este pasionată de știință și tehnologie încă de la o vârstă fragedă, când urmărea documentare și se întreba de ce nu se ocupă toată lumea de înțelegerea fenomenelor din Triunghiul Bermudelor sau de ce nu ne teleportăm deja. Motivată de curiozitatea naturală, drumul către inginerie medicală, respectiv către cercetare, a fost pentru ea unul organic, ea căutând îmbinarea perfectă între înțelegerea de concepte științifice fascinante și punerea lor în aplicare cu tehnologii de ultimă generație. Ca inginer, o definește abilitatea de a găsi soluții simple pentru situații problematice. Timpul liber se împarte cu greu între yoga, călătorii, fotografie pe film și jocuri video. Lucrează necontenit la abilitățile de grădinar de apartament, sperând să depășească domeniul suculentelor. În seara aceasta, Carmen ne va vorbi despre terapii personalizate pentru țesutul osos, bazate pe printarea 3D. Carmen? Mulțumesc! Gândiți-vă la corpul uman ca la un puzzle, alcătuit din milioane de piese mici. Fiecare dintre piese este unică și are particularitățile sale, dar se potrivește perfect cu toate celelalte piese, creând astfel unități structurale, funcționale și complexe. Deseori se întâmplă ca una dintre aceste piese să cedeze, ducând, de exemplu, la o fractură osoasă. Sau și mai bine, să considerăm un studiu de caz ipotetic. Poate o să vă fie greu de crezut, dar eu sunt o bătrânică de 86 de ani. Am osteoporoză și din această cauză am o fractură la radius care este foarte atipică și greu de tratat. Care este cea mai bună variantă pentru a-mi înlocui exact bucățica de os pierdută? Ei bine, știm cu toții cât de avansate sunt în zilele noastre tehnologiile de fabricare aditivă, precum printarea 3D. Utilizând astfel de tehnologii, lucrez la elaborarea de grefe osoase care să mimeze cât mai aproape de realitate și în mod tridimensional matricea naturală a țesutului osos. Ok, cât de personalizabilă poate fi acest tip de terapie? Aș vrea să vă las pe voi să decideți după ce vă explic cum funcționează. În prima fază, se construiește, pe baza unor imagini de tomografie computerizată a zonei afectate, un model tridimensional de înaltă rezoluție, fidel defectului de os. Mai departe, pe baza comunicării dintre medicul ce se ocupă de pacient și inginerul ce se ocupă de crearea de grefe osoase, se decide ce tip de implant sau de element printat 3D personalizat se potrivește mai bine pacientului respectiv. Dacă o grefă osoasă integrală care să umple defectul de os, un scaffold care să fie folosit ca și adiție de os acolo unde cantitatea de os disponibil nu este suficientă pentru un implant standard, sau un element care să personalizeze un implant standard, cum sunt cele metalice, pentru a evita nepotrivirea ce poate să apară între acesta și anatomia unică a fiecărui pacient. Mai departe, inginerul alege biomaterialele potrivite pentru provocarea respectivă. Acestea au un rol foarte important pentru că proprietățile finale ale scaffoldului pot fi modulate controlând procesul de sinteză al cernelurilor folosite. De pildă, proprietățile mecanice pot fi adaptate localizării defectului de os și a tipului de os care se găsește în zona respectivă. De exemplu, poate fi livrat un cocktail de molecule biologice de tipul factorilor de creștere care să inducă formarea de nou țesut osos sau se poate ajusta rata de biodegradare a grefei osoase, astfel încât pe măsură ce grefa sintetică se degradează, ea să fie înlocuită progresiv de noul țesut osos format.
Bun, mai departe, cu ajutorul bioimprimantei, inginerul printează modelul 3D recreat anterior și urmează ca acesta să fie tratat și transmis medicului, care mă va chema pe mine pentru procedura de implantare. Acesta este doar un exemplu de abordare personalizată care poate fi aplicată punând împreună pasiunea pentru știință și compasiunea pentru oameni. Mulțumesc! Mulțumim, Carmen! Domnule profesor? Sună foarte frumos așa și atractiv cu toate printerele astea 3D, dar există la ora actuală așa ceva în România? Există spitale care folosesc printer 3D pentru a printa părți din os, cum spuneai tu, sau altceva? Din păcate nu știu dacă se aplică momentan pe scară atât de largă sau e folosită doar în cercetare. Din câte știu eu, e folosită momentan în cercetare, pentru că e nevoie de niște de elaborarea unor protocoale destul de stricte, ca să zic așa. Nu poate oricine să se apuce de printat grefe osoase și să le și implanteze și să fie totul în regulă. Este nevoie de destul de multe teste până vom ajunge în punctul acela. Dar sunt sigură că acesta va fi viitorul, pentru că trebuie să luăm în calcul abilitatea de a personaliza terapia pentru fiecare pacient în parte. Mulțumesc! Sigur. Domnule Toesco? Mersi pentru prezentare. Spune-mi, te rog, ce material se folosește pentru printare? Pentru că printarea 3D are nevoie de un material care e solubil, care e lichid și care apoi se întărește. Din ce material se poate face această printare de produs osos? Aici este partea cea mai grea, alegerea materialului, de fapt, pentru că micro și micro-environmentul, ca să zic așa, la locul defectului osos, sunt extraordinar de importante pentru vindecare. În momentul de față, nu cred că există un singur material care să îndeplinească toate cerințele pe care trebuie să le aibă o grefă osoasă, cum ar fi biodegradabilitate, biocompatibilitate, să nu declanșeze un răspuns imun la nivelul organismului, ci, din contră, să determine formarea de nou țesut osos. Este imposibil să fie un singur material care să le obțină pe toate. Cel mai probabil se vor folosi blenduri din diferite materiale, probabil polimerice, probabil polimeri naturali, pentru că sunt cei mai ușor acceptați de organism, dar nu cred că se va putea folosi un singur material în scopul acesta. Pentru că care ar fi diferența între această procedură și cea de care sunt mai conștient, în care se structurează un template 3D în care se introduce colagen, se introduce substanță biologică și care apoi se produce direct. Deci mai degrabă decât să-l printezi, mai degrabă faci un template din materiale care nu trebuie să fie neapărat biologically compatible, introduci colagen sau introduci alte materiale care sunt biologice și apoi produsul îl introduci. Nu știu care ar fi diferența aici, de ce printajul, mai ales ținând cont de necesitatea de material, de specificitatea de material, ar fi mai bună. Ai vreo sugestie sau ai vreo opinie în legătură cu această diferență între printare mai degrabă decât producere de template 3D? Sigur. Ce spuneți dumneavoastră cu materialele de sacrificiu este o abordare pentru terapiile de genul ăsta. E puțin diferită de printare, pentru că prin printare se pot atinge niște specificații foarte fine, ca să zic așa. De exemplu, nu cred că s-ar folosi acest gen de abordare pentru o fractură obișnuită, care se poate rezolva cu o tijă de metal, ci în situațiile în care fracturile sunt atipice. Gândiți-vă, de exemplu, la rezecția tumorilor osoase. Acolo bucata de os care este rezecată are o formă foarte specifică, nu poate fi accesată, ca să zic așa, foarte ușor cu un material de tipul ăsta de sacrificiu care să nu rămână la locul defectului osos. În schimb, cred că ar fi beneficială partea cu printarea 3D față de materialele de sacrificiu, pentru că ar fi o intervenție unică, ar fi implantată la locul defectului osos și ar fi nu e nevoie să mai fie altă intervenție chirurgicală realizată, pentru că grefa se biodegradează, dacă, bineînțeles, în funcție de materialele folosite, ar trebui să se degradeze în timpul în care crește țesutul osos natural.
Ok, mersi. Mulțumim, Garmen. Mulțumesc și eu. Am ajuns deja la 10-a prezentare din competiția FameLab România. Următoarea concurentă este Irina Mălina Strugaru. Mălina este studentă în ultimul an la Facultatea de Fizică din Iași. Îi place să se implice în proiecte interdisciplinare și principalul său interes academic este fizica computațională. Întotdeauna a entuziasmat o ideea de comunicare a științei, deoarece îi se pare că nimeni nu ar trebui să fie speriat de fizică sau mate. Crede că e parte din treaba unui om de știință să se asigure că oricine are o șansă la a înțelege lumea și la a face alegeri informate. Probabil că experiența ei preferată când vine vorba de povestit știință va rămâne mereu predatul. Deși cu multe provocări, îi se pare greu de egalat sentimentul pe care îl are când ajută un elev să treacă peste frica de ecuații și să vadă că știința nu este rigidă și impersonală, ci cool și foarte versatilă. În timpul liber îi place să danseze, să citească și să se uite la musicaluri. Știe cam toate cântecele din Hamilton pe de rost. Totodată, e ceea ce se poate numi un grammar freak, iubește câinii, jocurile de cuvinte și voleiul. În seara aceasta, Mălina ne va vorbi despre roboții moi. Roboții moi sunt tari. Bună seara! Cred că aveam vreo 10 ani când mama mi-a pus în mână Cireșarii, cartea aia cu 7 copii care explorează o peșteră. Și mi-amintesc că adoram să mă imaginez explorând și eu cu ei, dar mi-era și foarte, foarte frică că aș putea rămâne îngropată sub ruine, inconștientă, fără ca nimeni să mă poată găsi. Bine, mă consolam cu faptul că de obicei, asta e partea în care apare un supererou ceva. Doar că nu știam că supereroul meu e cam cât un bol de supă. Are 8 picioare și costă cam cât o cafea overpriced de la mall. Nu e vreo tarantulă cumpărată la reducere și nici o gașcă de pui de găină aventuroși. Supereroul meu este Otto, o caracatiță robot. Cam din aceeași breaslă cu oia din Transformers sau cu minunăția aia de aspiratoare care fac curat singure prin casă, Otto însă este un robot așa numit moale. Și asta nu pentru că s-a înmuiat el suficient cât să mă salveze, ci pentru că este făcut din materiale flexibile și poate să se unduiască, sucească, miște mai ceva ca o bucată de cauciuc. Tocmai asta îl face pe Otto patrula perfectă de căutare în caz de accidente. Faptul că se poate undui îl face să se miște foarte, foarte ușor printre ruine și faptul că este atât de ușor deformabil îl face să se strice foarte greu. Ok, dar cum facem roboții ăștia moi atât de flexibili? Să zicem că avem aici mânuța unui robot. Două segmente conectate îi sunt absolut suficiente pentru a face cu mâna și, desigur, pentru a face dansul robotului. Dacă facem acum mânuța din 4 segmente însă, vedem cum robotul nostru începe să se miște mai bine, mai cu flow, mai că ar putea să candideze pentru o trupă de breakdance. Mai facem un pas și construim acum mânuța din și mai multe segmente. Și vedem cum ea devine din ce în ce mai flexibilă, fix ca tentacula unei caracatițe. Bun, avem multe segmente legate între ele, dar ne trebuie și motorașe care să controleze fiecare bucățică în parte. Ele se numesc actuatori și un mod foarte frecvent prin care funcționează este pomparea și scoaterea de fluid din părțile moi ale robotului, astfel încât se le poate deforma și mișca exact așa cum se dorește. Pe lângă asta, mai punem niște circuite pe aici pe acolo și avem tot ce ne trebuie pentru fabricarea oricărui robot moale ne trece prin față. Putem face proteze flexibile care să miște un membru paralizat cu imensă precizie și naturalețe. Putem contribui la robotizarea medicinei, făcând ustensile medicale care să ajungă în locuri foarte, foarte greu accesibile din corpul uman, cu foarte puține tăieturi. Și putem, desigur, să ne construim caracatița robot. Robocatița, nu robocratița, că nu e robot de bucătărie. Costă 15 lei, îți salvează viața găsindu-te sub ruine și mai ești simpatic. Spuneți și voi dacă roboții moi nu sunt paradoxal de tari. Mulțumesc! Mulțumim! Doamne profesoră! Să înțeleg de la tine că tehnologia folosită este, să spun așa, hidraulică, cu microcanale, microfluide, cu micropompe sau conține și altceva? În foarte multe cazuri se alege această tehnologie cu microfluide, nu neapărat lichide, se poate folosi și aer și de multe ori se preferă aerul,
mai ales dacă nu este vorba de locuri în care ar putea să se înțepe sau să se spargă robotul moale. Și din ce am citit eu, este cea preferată până acum, pentru că e și foarte ușor de implementat și materialele nu sunt foarte scumpe. Combustibilul pe bază de aer și de apă, practic, nu aduce la cost prea mult. Mulțumesc! Domnule Tăiescu? Domnule Tăiescu, nu vă auzim. Ok, pardon. O întrebare legată de aspectele practice. Prima întrebare. Există aceste mașinării, acești roboți moi există deja în fabricație? Sunt parte din diferite procese industriale sau tehnologice? Și a doua întrebare legată este... Care sunt dimensiunile acestor tipuri de roboți? Pentru că văd că, adică mi se pare că ar fi mult mai greu de construit la dimensiuni mari, probabil la dimensiuni mici, mai ușor. Dar care sunt dimensiunile și există acești roboți? Sigur. Să răspund mai întâi la prima întrebare, dacă există în practică. Caracatele robot care se meargă pe teren încă nu s-au pus în practică ca atare, dar ea există, a fost fabricată, a fost testată. Și funcționează. În schimb, foarte, foarte mult se folosesc în medicină. Deja există tot felul de proteze moi, cum am arătat cea cu degetul, care nu mai sunt limitate de acea mișcare discretă a robotului, cum am arătat, că mișcă mâna numai stânga dreapta, ele se mișcă fix ca mușchii noștri. Și în medicină deja sunt foarte folosite lucrurile astea. Și acum, legat de dimensiuni, evident, este mult mai comod și mult mai ușor de construit la scară mică acești roboți, dar se fac cercetări pentru a construi un robot de dimensiunea unui om. Ce s-a reușit până acum este construirea unui așa numit exocostum moale. Practic, okay. O proteză mare cât omul pe care să o pui pe tine și să te miști fix cum vrei. Poate, dacă nu ești talentat, devii talentat la breakdance după ce ți-o pui. Ok. Mulțumim. Eu mulțumesc. Următoarea și ultima concurentă din această seară este Sofia Șerb. Sofia este studentă în ultimul an de licență la Universitatea Lucian Blaga. Sorry. Noi. Sofia este studentă în ultimul an de licență la Universitatea Lucian Blaga. Studiază limbile moderne aplicate, germană-engleză, domeniul ales datorită pasiunii ei pentru lingvistică și comunicare. A studiat timp de un an în Suedia, acolo unde a descoperit că poate să combine pasiunea pentru știință cu cea pentru lingvistică. În prezent este președintele Erasmus Student Network din Sibiu, voluntar în mai multe organizații, printre care și Wikipedia, și se implică des în activități sociale, culturale și de dezvoltare a comunității locale. S-a înscris în competiție pentru a atrage atenția asupra importanței limbilor și a modului în care lingvistica ne modelează procesele cognitive, precum și pentru faptul că există o conexiune profundă între domeniul științific și cel umanist. În seara aceasta, Sofia ne va vorbi despre inteligența artificială și limbaj. Sofia? Eu o să distrug omenirea. Asta a spus Sofia. Nu eu, inteligența artificială. Dar cum se poate ca un robot să vorbească și, mai presus de atât, să ne mai și amenințe? O să vă explic imediat. Însă, pentru început, trebuie să înțelegem procesul care a condus până în acest punct. Noi, oamenii, am fost întotdeauna fascinați de crearea unei inteligențe artificiale, a unui robot, care să fie după chipul și asemănarea noastră și să ne degrepeze de anumite sarcini zilnice, cum ar fi dusul gunoiului. Pentru început, robotul trebuia să fie capabil să meargă. Desigur, primii pași au fost ușor nesiguri, nesincronizați, însă odată cu trecerea timpului, roboții au ajuns chiar și să joace diferite sporturi, să cânte la instrumente muzicale și au învins la șah pe mari maestri ai lumii. Comunicarea însă a rămas ceva un pic mai abstract, până la Sofia și comunicarea verbală. Pentru a face asta, robotul funcționează pe principiul de tip chatbot. Desigur, cu toții am comunicat măcar o dată cu un chatbot și nu ne-am dat seama, adică robotul a trecut testul Turing. Practic, ne-a păcălit că noi comunicăm în acea căsuță de text cu un operator, cu un om și cu inteligența artificială. Pentru a comunica eficient, inteligența artificială folosește două principii. Primul este cel de mechanical learning, adică învățare mecanică.
În bază de date, inteligențe artificiale se introduc informații, răspunsuri predefinite, grafice, iar aceasta le analizează și ne oferă pe baza unor scheme răspunsuri când îi punem întrebări. Desigur, ele sunt conectate la internet și pe măsură ce apar informații noi, crește și baza de date, iar răspunsurile sunt tot mai clare. Deci felicitări! De fiecare dată când ați postat un articol, ați ajutat inteligența artificială să vorbească mai bine. A doua parte este cea a vorbirii naturale. Asta e un pic mai dificilă, e specific umană. Așa că inteligența artificială copiază diferiți parametri, cum ar fi cadența noastră în vorbire. Iar Sofia, ea este încununarea comunicării la nivelul inteligenței artificiale, cel puțin în momentul actual. Nu numai că folosește mai multe limbaje de programare și programe de comunicare, dar are și senzorii vizuali, auditivi și kinetici sincronizați, astfel încât creează iluzia că noi vorbim cu un om. În viitor se prevede că ea va fi foarte utilă la nivelul îngrijirii vârstnicilor. Desigur, ca și în orice domeniu, există sceptici, cei care spun, vai, dar ne-a amenințat, dacă e totuși periculoasă, hai să scăpăm de ea. Ei bine, aș putea să-i liniștesc, pentru că în continuare robotul operează în cod binar, poate să fie oprit în orice moment și nu are dreptul de a edita textele din care se inspiră. Cel mai important este însă faptul că ea nu are creativitate. Răspunsurile ei se bazează pe niște șabloane predefinite. La finalul zilei, limbajul este ceea ce ne face umani și ne aparține nouă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumim, Sofia. Domnule profesor. Îmi place că ai adăugat la sfârșit. Chiar vreau să te întreb dacă este inteligența artificială din moment ce copiază sau ia bucățele din ce am scris noi odată pe internet și după aceea ne dă răspunsurile înapoi. Dar aș vrea să revin la partea a doua, unde vorbești de fapt despre text-to-speech. Să-l faci să vorbească cu intonație. Și asta se bazează pe inteligența artificială, adică cumva să spunem Google și așa mai departe, ne înregistrează cum vorbim, pentru că YouTube, de exemplu, are și o subtitrare jos câteodată și înregistrează cum vorbim noi și la ora actuală inteligența artificială este în stare să învețe accentul pe care eu îl folosesc într-o anumită frază și după aceea să le reproducă? Mulțumesc pentru întrebare, da, aveți perfectă dreptate, poate nu chiar să preia de pe YouTube și fără voia noastră, dar ea comunică pe baza unor șabloane predefinite, adică sunt oameni care lucrează în laboratoare, de exemplu la Amazon, care creează Alexa, și ei analizează modul în care oamenii vorbesc, răspund la diferite întrebări, cadența noastră, intonația, accentul, iar apoi introduc acești parametri în program, astfel încât inteligența artificială să fie mai aproape de un răspuns natural. Deci da, practic toți suntem parte la această dezvoltare a ei. Mulțumesc! Eu mulțumesc! Doamnele Tăescu? Da, întrebarea mea este legată în prezentarea ta, n-am auzit de acel faimos Turing Challenge, acea posibilitate de a conversa cu un computer și de a nu-ți da seama că este sau nu este un sistem artificial. Eu am o Alexa acasă, vorbesc cu Alexa, dar oricând îmi dau seama că, deși intonează frumos cu vocea ei feminină, îmi dau seama că nu poate să-mi răspundă la întrebări sau îmi dau seama că vorbesc cu o mașină. În ce măsură modelele sau descripțiile pe care le dai sunt legate sau sunt în măsură să se apropie de passage, de a trece acest Turing test? Este o întrebare foarte bună și problema la acest test care a fost identificată ulterior este pragul de 30%. Ceea ce înseamnă că atunci când se comunică cu inteligența artificială, dacă 30% dintre cei care au comunicat cu același tip de inteligență, în cazul dumneavoastră cu Alexa, au spus că ei au crezut că comunică cu o persoană, atunci se consideră că acest tip de inteligență artificială a trecut testul. Este un test vechi, a început în anii 50, dar apoi a evoluat odată cu apariția Eliza, primul model care comunica, primul calculator inteligent. Testul a avut diferite aplicații. În prezent, asta înseamnă faptul că utilizatorii sunt cei care determină această
acest răspuns al inteligenței artificiale și cum îl percep pe bază de răspunsuri scrise. În ultimii ani a devenit testul doar oral și Alexa, din câte știu, dacă nu s-au modificat rezultatele între timp, a trecut testul, adică 30% dintre utilizatori au considerat că vorbesc cu un om. Oh, ok. Mersi. Mulțumim, Sofia. Eu mulțumesc. Acestea au fost cei 11 concurenți FameLab România din această seară, 11 prezentări fascinante despre știință în toate formele ei și despre Science for a Better Future, despre felul în care inovația științifică din ziua de astăzi ne poate asigura un viitor mai bun. Juriul va delibera acum și vom afla cât de curând care sunt câștigătorii FameLab România ediția 2021. Ne-am întors. A fost o decizie dificilă pentru, atât pentru partener cât și pentru juriu să aleagă câștigătorii premiilor speciale și a premiilor, premiilor pentru locurile 3, 2 și 1 din competiția FameLab de anul acesta, după 11 prezentări fascinante, captivante și pline de claritate, conținut științific și carismă din partea finaliștilor acestui an. Felicitări tuturor participanților pentru prezentările minunate din competiție și așteptăm cu nerăbdare să aflăm cine sunt câștigătorii FameLab din această seară. Înainte de asta, mulțumim sprijinul partenerilor FameLab România, fără de care această competiție n-ar fi fost posibilă și mulțumim pentru sprijinul acordat în oferirea premiilor din cadrul acestei competiții. O mulțumire specială pentru editura Humanitas, care a acordat pe parcursul fazei regionale a competiției FameLab din România premii în cărți din colecția de știință către cei mai buni concurenți din evenimentele de selecție care s-au desfășurat în această primăvară și care va acorda premii în cărți din colecția de știință și celor clasați în, pe locurile 3, 2 și 1 în competiția FameLab din acest an. Vom începe acum cu o serie de premii speciale. Primul premiu special FameLab din această seară este premiul Știința pentru Societate, acordat de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Pentru a anunța acest premiu, îl invit pe domnul Tudorel Toader, rectorul universității, pentru a ne spune cine este câștigătorul premiului Știință pentru Societate. Bună seara, numele meu este Daniela Cojocaru, sunt... mă auziți? Bună seara, da, vă auzim. Sunt prorectorul Universității Cuza, domnul rector Toader nu a reușit să ajungă la acest eveniment, dar vă rog să îmi permiteți să transmit în numele dumnealui și a conducerii Universității Cuza salutul nostru către cei 11 finaliști ai concursului, pe care îi felicităm pentru prezentări, l-am ascultat pe toate cu plăcere. De asemenea, îi salutăm pe membrii juriului și pe organizatorii și gazdele acestui concurs, British Council România. Universitatea Cuza, de altfel, este onorată să colaboreze în fiecare an la organizarea finalei regionale a acestui concurs. Iar premiul special pe care îl oferim în acest an, premiul Știință și Societate, este câștigat de domnișoara Bianca Ioana Gutu, studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie din București.
pentru maniera convingătoare și adaptată oarecum la provocările acestei perioade, în care a ilustrat ideea aceasta de utilitate socială a științei și cunoașterei și dilemele de natură etică pe care le ridică cunoașterea. Noi vă felicităm și vă dorim mult succes în continuare și tinerei câștigătoare și tuturor tinerilor cercetători. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Continuăm cu seria premiilor speciale FameLab. Următorul premiu este premiul special din partea Academiei Române. Pentru anunțarea acestui câștigătorului premiului special din partea Academiei, îl invit pe domnul Cătălin Mosoia să ne spună cine este câștigătorul desemnat. Bună seara! Înainte de a anunța câștigătorul, dați-mi voie să felicit toți concurenții pentru prestația avută. Și acum informația principală. Academia Română a urmărit atent și a decis ca premiul Academiei Române să fie acordat domnișoarei Irina Mălina Strugaru de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Premiul constă într-o serie de volume apărute în colecția Civilizația Românească, un proiect editorial al Academiei Române, care are ca scop comunicarea dincolo de granițele țării și atât în mediile savante cât și în, în rândul marelui public. Un singur detaliu și apoi mă retrag. În colecția, în suita aceasta de volume, se află și volumul editat de unul dintre membrii juriului dumneavoastră, pe care îl salut, Cristian Presură. Și cam asta din partea Academiei Române. Vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur că ați asistat și că v-au plăcut prezentările și de-abia aștept să ajungă cărțile la mine. Cu siguranță vor ajunge. Mulțumesc mult! Mulțumim și felicitări! Continuăm cu premiul Știința la Feminin, oferit de Uniunea Soroptimist Internațional din România. Pentru a afla cine va pleca acasă cu premiul Știința la Feminin, o invit pe doamna președintă Felicia Savu să ne dea mai multe detalii și să ne spună cine este câștigătorul. Bună seara! Știința la Feminin din partea Uniunii Soroptimist Internațional din România, care salută pe toți participanții și cărora le dorește succes în continuare, salută membrii juriului. Știința la Feminin astăzi va poposi la domnișoara Carmen Valentina Nicolae. De ce am ales? Am ales pentru că noi, care suntem o organizație de femei, pentru femei, și vrem ca lucrurile să se întâmple, și așa ne place să credem că faci lucrurile să se întâmple, am considerat că tu, Carmen, te-ai încadrat în cei trei C: calitate, conținut și carismă. Premiul constă în contravaloarea în lei a 200 de euro și o diplomă. Și dorința de a ne ține în contact și dorința ca tu, mai departe, să perseverezi și să continui cercetările și în domeniul în care activezi. Succes în continuare! Vă mulțumesc tare mult! Într-un fel mă bucur că am primit acest premiu cu precădere, pentru că am și eu preocupări de genul acesta de a promova femeile în știință, în domenii care n-au fost accesibile pentru noi pentru o perioadă foarte lungă de timp. Și aș vrea, sigur, dacă se poate, să colaborăm pe viitor, ar fi minunat! Siguranță! Mulțumesc tare mult! Cu drag! Felicitări! Continuăm cu premiul din partea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. Despre acest premiu și câștigătorul lui ne va vorbi doamna Madeleine Șerban, secretar general CNR UNESCO. Doamna Șerban?
Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor participanților și tuturor concurenților care ne-au făcut o seară deosebită. UNESCO are un S în abreviere, care este de la știință, și știința este un domeniu foarte important pentru a fi comunicat, pentru a fi cercetat, pentru a putea contribui la o bunăstare a noastră, a tuturor, a comunităților. Am luat foarte în serios declarația făcută de unul dintre concurenți, care a spus că dorește să comunice știința mai departe celor mai mici. Premiul nostru este o invitație la muncă, dorim ca împreună cu persoana căreia îi vom acorda acest premiu să reușim într-un timp relativ scurt să propunem un curriculum pentru gimnazii, pentru comunicarea științei, în mod deosebit a eticii științei și a eticii în inteligența artificială, și nimeni altcineva decât Irina Mărina Slugaru nu este mai bună candidată pentru a se apuca de muncă de mâine împreună cu noi, de oriunde ar fi. Felicitări și toate cele bune! M-am emoționat foarte tare, pentru că este o chestie la care eu visez de foarte mult timp și n-am să spun foarte multe pentru că m-am emoționat foarte tare, dar mulțumesc! Ne bucurăm mult că suntem bucuroase împreună și colega mea, Florina Pescaru, este și ea vinovată de această bucurie. Mulțumim și felicitări! Înainte de a continua, voiam să verific dacă avem în această seară cu noi, alături de noi, pe cineva de la Universitatea Politehnică din București. Bun. În acest caz, acum ne apropiem de momentul mult așteptat. Felicitări câștigătorilor premiilor speciale oferite în cadrul competiției FameLab. Acum ne apropiem de momentul în care aflăm care este clasamentul final al concursului FameLab din acest an și care sunt cei mai buni trei comunicatori de știință care s-au făcut remarcați prin prezentările lor în finala pe România a competiției pe 2021. Câștigătorul FameLab România va merge mai departe pentru a reprezenta țara în finala internațională a competiției, care se va desfășura în luna noiembrie și va reuni concurenți din peste 25 de țări. Toți participanții s-au făcut remarcați și își vor duce mai departe pasiunea pentru comunicarea în știință, atât prin competiția FameLab și rețeaua de alumni, cât și prin activitățile lor pe care le desfășoară individual. Îi felicităm încă o dată pe toți finaliștii, au fost 11 prezentări fascinante și a fost o decizie dificilă și pentru juriu să aleagă câștigătorii locurilor 3, 2 și 1 din această competiție. Vom începe cu concurentul sau concurenta plasată pe locul 3 în competiția FameLab pe anul acesta. Locul 3 pentru competiția FameLab merge către Bianca Ioana Guțu pentru prezentarea Organoizi Cerebrali, cum să crești un creier în laborator. Felicitări, Bianca! Vă mulțumesc frumos! Și mă bucur foarte tare, nu mă așteptam, sincer, pentru că absolut toate prezentările au fost extraordinar de bune și toată lumea cred că ar trebui să fie pe podium și felicit pe colegii mei. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Îi dau cuvântul domnului Florin Drog, reprezentantul Asociației pentru Educație și Știință Hermann Oppert, partenerul nostru în competiția FameLab și cei care acordă și premiul pentru locul 3 în această competiție. Domnule Florin Drog! Vă mulțumesc tare mult! Felicitări finaliștilor! Felicitări domnișoarei Bianca Ioana Guțu pentru talentul și pentru captivația care ne-a transmis-o tuturor. Ne-am bucurat să participăm astăzi împreună la acest spectacol al științelor și dacă ne gândim la ce înseamnă știința pentru un viitor mai bun, deopotrivă trebuie să ne gândim la ce înseamnă știința pentru o lume mai bună. Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oppert acordă premiul Hermann Oppert, domnișoarei Bianca Ioana Guțu, vă rog să-mi permiteți să vă arăt o clipă, dar văd că se privește în
în oglindă. Nu, bine, așa da, e. Nu merge astfel. Deci premiul Hermann Oberth este acordat, premiul 3 de către Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth. Vă mulțumesc tare mult. Felicitări! Vă mulțumesc frumos! Felicitări, Bianca! Mergem mai departe. Locul 2 în competiția FameLab de anul acesta, care vine tot cu un premiu oferit de partenerii de la Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth, merge către Mălina Strugaru pentru prezentarea Roboții moi sunt tari. Felicitări, Mălina! Mulțumesc foarte mult și, cum a spus și Bianca, a fost o plăcere să urmăresc toate prezentările. La început, așa înainte să înceapă prezentările, aveam niște emoții foarte mari, dar după aia pur și simplu m-am simțit ca și cum cineva a deschis televizorul pe un canal foarte, foarte fain și am uitat așa cum trece timpul. Deci, felicitări tuturor și vă rog să continuați să faceți ce faceți cu Science Communication, pentru că chiar este foarte valoros. Felicitări, îi dau domnul cuvântul domnului Drog. Felicitări, domnișoana Marina Strugaru, pentru obținerea premiului Hermann Oberth, premiul 2 la competiția FameLab 2021, organizată de Consiliul Britanic. Felicităm deopotrivă întreaga echipă care organizează realizarea cu consecvență a acestei competiții ajunsă la cea de-a 12-a ediție și ne bucurăm, Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth, să fim parteneri alături de British Council în realizarea competiției internaționale FameLab. Vă mulțumim! Mulțumim, domnule Drog, și felicitări încă o dată, Mălina! Iar acum vom afla curând cine este cel care a câștigat competiția FameLab România. Concurent sau concurenta, așa pe locul întâi în competiția FameLab, va merge mai departe pentru a reprezenta România în finala internațională FameLab, unde va concura alături de candidați din peste 25 de țări și va trebui să susțină, de data asta în limba engleză, o prezentare de 3 minute pe un subiect de știință la alegere, care să urmeze aceiași 3 C din competiție: claritate, conținut și carismă. Cine a câștigat și cine a convins juriul urmând cele trei criterii în prezentarea sa, cu o prezentare pastilă de 3 minute care a explicat clar ce voia să spună, este Madalina Elena Lazar, câștigătoarea FameLab România pentru anul acesta, cu prezentarea Cum poate o cutiuță cu celule să vindece diabetul zaharat de tip 1. Felicitări, Madalina! Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și mulțumesc că ați organizat FameLab, a fost o experiență foarte drăguță și mulțumesc pentru tot! Felicitări, Madalina! Pe lângă titlul de campioană FameLab România pentru 2021, Madalina va beneficia și de premii oferite de partenerii de la Asociația Ad Astra și Universitatea Politehnică din Timișoara. Am plăcerea acum să-l invit și pe domnul Cristian Presură, ca reprezentant și al membru al juriului, dar și al Asociației Ad Astra, pentru a ne da mai multe detalii despre premii oferite de asociație. Da, Asociația Ad Astra, Asociația Cercetătorilor Români din țară și din străinătate, așa cum îi spune și numele, oferă 300 de euro câștigătorului acestui premiu. Profit însă de microfon, în primul și în primul rând, să felicit pe toți cei care participă aici. Mă uit la fețele voastre tinere, sunteți entuziaste, ați făcut și băieții și fetele, că mă uit și la băieți, ați făcut niște lucruri minunate. Eu am învățat, eu în seara asta am învățat, deci dacă aș fi stat să aflu informațiile astea pe YouTube, mi-ar fi luat 3 ore, tot în scroll, tot. Voi a reușit să le concentrați, cu toții ați reușit să le concentrați și asta este foarte frumos. Și cheia, asta ați folosit voi, cheia, la ceea ce vroia să spuneți, ați căutat câte o cheie care are o analogie în ceea ce noi cunoaștem și acea cheie, noi ne putem asocia, dar cheia respectivă este esența procesului. Și vă felicit pentru toți, vă încurajez să continuați
și să rămâneți prieteni între voi, chiar dacă în seara asta poate ați fost puțin concurenți, pentru că popularizatorii de știință în România nu sunt foarte mulți. Dacă v-a plăcut și spuneți, mi-a plăcut treaba asta, indiferent ce carieră continuați, fie că este în cercetare, fie că este în spitale, fie că este la profesorat, pentru că, într-adevăr, mulți dintre voi ați arătat calitățile astea, dacă v-a plăcut chestia asta de popularizare, să nu uitați din când în când să o faceți și în continuare. Din când în când, nu trebuie să fie meseria voastră, din când în când, acolo unde sunteți, la universitate, în cluburile de cercetare și să rămânem prieteni cu toții, așa cum suntem aici, să ne vedem și anul următor și peste 2 ani de zile și de ce nu să colaborăm la mici proiecte. Pe mine știți unde să mă găsiți, pe cei care sunt aici pe ecran iară știu unde să-i găsiți. Vă felicit cu toți și bineînțeles pe câștigătoare, pe Mădălina. Mulțumesc! Mulțumim! Îl invit de asemenea pe domnul Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica din Timișoara. Bună seara tuturor! În primul rând, felicit organizatorii pentru această competiție. Mulțumiri jurului, pentru că e o jurizare destul de dificilă în a hotărî câștigătorii. Bineînțeles că vă felicit, în primul rând pe Mădălina, dar vă felicit pe toți, pentru că am văzut niște prezentări minunate și sincer să fiu, în fața acestui juriu, câteodată și unui adult, mă rog, cu o anumită experiență, poate să-i fie mai dificil să-și lege bine ideile și chiar cred că faceți un lucru minunat. Noi la Universitatea Politehnică acordăm o importanță sau un loc central părții de comunicare în știință. Avem și o facultate de știință a comunicării atipică, să zicem, pentru universitățile tehnice, pentru că la ora actuală, așa cum a spus și domnul Cristian Presură, cred că e foarte important să comunicăm, să ne comunicăm ideile, cred că e un lucru foarte important. Încercăm să transmitem acest lucru și studenților noștri, dincolo de a face lucruri foarte bine, așa cum încercăm pe partea de știință și tehnologie. Vă felicit încă o dată. Premiul pentru Mădălina este, din partea Universității Politehnica, o tabletă iPad 8 cu 32 de giga. Sper să-ți folosească și sperăm ca la edițiile următoare să premiem cât mai mulți astfel de câștigători, pentru că, până la urmă, cu toții sunteți câștigători. Felicitări și succes în continuare! Felicitări, Mădălina, felicitări tuturor concurenților. Au fost într-adevăr 11 prezentări foarte reușite și este o dovadă de curaj să vorbești despre știință, să o faci în fața unui public, să o faci în fața juriului și ne dorim să vă auzim vorbind tot mai mult și tot mai des despre pasiunea voastră pentru știință și mai departe. Mulțumim de asemenea și juriului care a fost alături de noi în această seară, domnul Raed Arafat, domnul Cristian Presură, doamna Corina Sas și domnul Emil Toescu. Ne bucurăm că ne-ați ajutat în jurizarea și în selecția finaliștilor FameLab. Noi mulțumim și felicitări tuturor care au participat și mai ales câștigătorilor. A fost o plăcere să fim alături de voi și pentru mine a fost o plăcere că să fiu alături și să schimb un pic anturajul, să văd ce se întâmplă în acest domeniu, să văd tineri care vin și comunică și prezintă teme științifice. Încă o dată felicitări tuturor, pentru că cei care au ajuns se prezintă astăzi, cu siguranță fiecare are potențial și fiecare trebuie să continue în ce face și să ajungă mai departe. Mulțumesc! Mă asociez și eu acestor felicitări tuturor și, cum spunea domnul Drog, într-adevăr, cred că am asistat astăzi seară la un spectacol al științelor, nu numai din punct de vedere al informației câștigate și varietatea de subiecte, într-adevăr, au participat la această îmbogățire a cunoștințelor, dar a fost și un spectacol și un lucru pe care l-am remarcat în prezentările făcute tuturor înainte de introducerea fiecărui concurent. Este că marea majoritate a participanților, marea majoritate a voastră, au o serie întreagă de activități
laterale, activități personale care îmbunătățesc și care îmbogățesc experiența voastră. Și aș argumenta eu că faptul că v-ați prezentat atât de bine și ați prezentat atât de convingător, cu atâta carismă, este și din cauza faptului că aveți aceste, aceste serii de activități, dacă vrei, neprofesionale sau în jurul, care vă dezvolte pe voi ca indivizi. Acesta este un lucru foarte, foarte important pe care v-aș sfătui și vă recomand să continuați cu multă, cu multă abnegație. Asta este unul din lucrurile care pentru mine, ca om de știință, am devenit din ce în ce mai interesat în ultima decadă, să spunem, în această comunicare și între științe și umanități, între știință și cultură. Și ceea ce voi contribuiți și ceea ce voi puteți să dezvoltați prin aceste activități laterale este de a aduce în viziunea celor audiențelor la cărora vă adresați importanța valorilor umane. Știința nu este doar despre date, știința este foarte mult și despre participarea umană și despre interacția umană și despre interacțiunile sociale, iar toate aceste elemente trebuie aduse împreună, pentru că dacă vrem să comunicăm și dacă vrem să intrăm în legătură cu persoanele, cu audiența care este neutră sau dispusă, dar nu știe foarte mult, a interveni și a interacționa cu ei la nivelul umanității lor și valorilor umane este un lucru foarte important și toți ați dat o demonstrație a acestor calități. Felicitări și mult succes în continuare în diferitele genuri de activități pe care le veți avea. I think I'm the last member of the jury. I'd like to conclude by saying that I second what my colleagues have said. It's been a fascinating evening. I think the passion for science came through all the presentation we've seen. I was truly impressed by the amount of work that clearly went behind each and every one of your presentations. Really touching to see so much work. And I think it's important to continue this work. It's a very powerful transferable skill that you can use it in teaching, you can use it to in academic writing, you can use it to communicate, disseminate, and make science more impactful altogether. Good luck with your careers, as they, I'm very sure, will beautifully unfold. And I'd like to take the opportunity to also thank to the organizers. It's been a fantastic event, and I'm very pleased to be able, very honored to be able to provide this input into it. Dacă e să adaug ca membru de juriu, aș vrea să vedeți cât de frumos a ieșit acum aici pe Zoom și să vă imaginați ce frumos va fi anul viitor când va fi cu o sală, vor fi cu oameni în sală și când va fi o interacție directă cu oameni. Mulțumim, mulțumim încă o dată membrilor juriului și felicitări tuturor concurenților. Într-adevăr, este prima ediție FameLab România care se desfășoară în format complet online și felicitări tuturor pentru adaptarea la acest format. Sunt provocări diferite în momentul în care avem o prezentare în fața ecranului versus prezentarea de pe scenă și suntem siguri și așteptăm cu drag să-i vedem pe toți finaliștii în diverse contexte vorbind despre pasiunea lor pe știință, atât pe micul ecran cât și pe marea scenă. Mulțumim de asemenea partenerilor care au fost alături de noi în ediția FameLab 2021. FameLab este o competiție organizată în fiecare an de British Council și Cheltenham Science Festival la nivel global, iar în România competiția se desfășoară cu sprijinul partenerilor naționali și regionali. Pentru finala națională FameLab, alături de partenerii care au acordat premii în fie premiile speciale, fie premii pentru locurile 3, 2 și 1, mulțumim și partenerilor de la Humanitas care vor acordă de asemenea premii din colecția de știință a editurii. Mulțumim și felicitări participanților pentru 11 prezentări minunate.
Mai este însă un premiu care nu a fost acordat și anume acela este premiul dumneavoastră, este premiul publicului. Începând de astăzi și până pe 30 iunie puteți intra pe britishcouncil.ro/famelab pentru a alege concurentul favorit din cele 11 prezentări din finala de anul acesta FameLab România. Intrați acolo, puteți votați pentru concurentul preferat, iar cine strânge cele mai multe voturi până pe 30 iunie, când se închide votarea, va fi câștigătorul premiului publicului pentru FameLab România 2021, premiu care vine însoțit și de suma de 100 de euro oferită de Asociația pentru Educație și Știință Hermann Oberth. Așa că nu uitați, intrați până pe 30 iunie pe britishcouncil.ro/famelab să alegeți și câștigătorul premiului publicului. Cine a câștigat cele mai multe inimi și a convins cei mai mulți oameni cu pasiunea pentru știință din cele 11 prezentări minunate din această seară. Pentru încheiere, las pe directorul British Council, Nigel Bellingham, să ne spună câteva cuvinte. Thank you, Sonia. It's been an absolute pleasure to listen to all of the speakers, to see the interaction with the judges and with the prize givers, to hear the speeches from the prize givers, to hear the words from the judges. Been an absolute delight, and we're very honoured. I'm very honoured on behalf of the British Council to be able to organise an event like this and to thank you all for your participation. If in previous years we've obviously held this event actually in the flesh, and of course because of the circumstances we've not been able to this year, but I thank you all for making it such a success. If we had been in the flesh, we would be all applauding ourselves and each other. And I applaud you, and maybe I encourage you now to perhaps just make the people where you are think you've got a bit crazy, but just give yourself a round of applause. Because it's really been a superb event. I'd like to, Sonia has already thanked all of our partners, so I'd like to, and our judges and all of the participants, so I'd like to add my thanks and congratulations to all of you for that. I hope that at some point in the future we will all come together, and I'm talking to partners about how we might be able to organise that. But I'd like to also just thank you for convincing me that we do have a better future and that you and your science is very much part of it. I've thoroughly enjoyed myself tonight. I'm sure all of you have as well. Thanks for making it such a special event. Thank you. Mulțumim, felicitări încă o dată, vorbiți despre știință mult tare și cu curaj. Ne bucurăm că ați făcut-o în această finală și sperăm să o faceți tot mai mult și de acum încolo și să vă putem auzi și să ne bucurăm și să ne molipsim de pasiunea voastră pentru știință. Keep talking science și, într-adevăr, ne-ați dat cu tuturor încredere într-un viitor mai bun. Nu uitați, până pe 30 iunie puteți să alegeți și câștigătorul premiului publicului în finala FameLab România. Intrați pe britishcouncil.ro/famelab și votați pentru prezentarea favorită dintre cele 11 prezentări de știință din această seară. Mulțumim!